dimineața, după o săptămână caniculară, iată că în weekend vremea schimbă foaia, iar astăzi vorbim și despre precipitații. În prima parte a zilei mai este în vigoare un cod portocaliu de caniculă în două județe din sud-vestul țării, mai exact în Mehedinți și în Dolj. De la amiază deja vorbim despre un cod portocaliu de precipitații dat de meteorologi pe zona vestică a țării. Vorbim despre ploi însemnate cantitativ de până la 90 de litri pe metru pătrat. Ploi sub formă de aversă, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri și condiții de grindină. Se vor strânge cantități importante de apă și în Maramureș, dar și în sud-vestul țării, cantități de până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Astăzi ne așteaptă o zi destul de caldă în sud-vestul țării, așa cum vă spuneam, cod portocaliu în două județe din sud-vestul țării. Asta înseamnă că maxima urcă până aproape de 38-39 de grade. În Muntenia, vreme frumoasă astăzi, soare prezent la datorie și temperaturi de până la 37 de grade Celsius. Cel mai cald, iată, va fi în Alexandria și în Giurgiu. 35 de grade vor fi la Târgoviște și Brăila, iar în capitală maximă urcă până la 36 de grade. O vreme destul de caldă în sud-vestul țării, în Oltenia, vor fi temperaturi astăzi de până la 37-38 de grade Celsius. Cel mai cald, iată, se anunță în Drobeta, Turnu Severin. Din a doua parte a zilei, și norări, dar și precipitații însemnate cantitativ, în special în Drobeta, Turnu Severin și în Târgu Jiu. Despre precipitații vorbim din a doua parte a zilei și în Banat. Meteorologia anunță că vor fi ploi însemnate cantitativ. Izolat se vor strânge cantități de până la 90 de litri pe metru pătrat. 33 de grade vor fi în această amiază la Timișoara și la Reșița, la Lugoj, o maximă de 32-33 de grade. Precipitații astăzi și în Crișana. În prima parte a zilei vorbim despre o vreme frumoasă, cu soare și cod galben de caniculă, dar de la prânz vorbim și despre precipitații. 32 de grade vor fi astăzi la Oradea și Arad, dar precipitații în a doua parte a zilei, cod portocaliu în această zonă, de vijelii, vânt puternic, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri condiții de grindină. Ploi vor fi astăzi și în Maramureș, dar spre seară ziua debutează bine, cu soare și cu temperaturi destul de ridicate. Maxima, iată, urcă până la 35 de grade Celsius în Baia Mare, 34 de grade vor fi la Sighetul Marmației. Vor fi precipitații din a doua parte a zilei și izolat se vor strânge cantități de până la 40-50 de litri pe metru pătrat. În Transilvania, bine astăzi, cel puțin în jumătatea estică a Transilvaniei, vor fi temperaturi de până la 33-34 de grade și soare prezent la datorie. Pe de altă parte, în jumătatea vestică, vorbim și despre precipitații. Iată, vor fi 33 de grade Celsius în Zalău, cu un grad mai mult la Cluj-Napoca, 34 de grade, iar cel mai cald va fi la Târgu Mureș, temperaturi de până la 37 de grade. O zi frumoasă se anunță în Moldova astăzi, temperaturi de până la 36 de grade Celsius și soare prezent la datorie. În această zonă nu vorbim despre precipitații, cel puțin nu astăzi. 34 de grade vor fi la amiază în Suceava, iar cel mai cald se anunță în jumătatea sudică a regiunii, 36-37 de grade se vor registra la Focșani. Cei care au ales litoralul în acest weekend sunt niște norocoși, asta pentru că vremea ține cu ei, vremea e frumoasă, caldă, temperaturi iată de până la 31 de grade Celsius în Constanța și temperatura apei mării este potrivită, aceasta va avea cam 25-26 de grade. 35 de grade vor fi la Cernavodă, iar la Tulcea maxima urcă până la 34 de grade. O vreme frumoasă se anunță astăzi în capitală, soare din abundență și nu numai astăzi, ci și mâine și temperaturi ridicate. Iată, astăzi la amiază vor fi 36 de grade Celsius și mâine vorbim despre valori termice caniculare și de maximă de 35 de grade. De luni parcă ne mai răcorim. Mercurul în termometre nu va trece de 32 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă!